Goluri spectaculoase la amicalul de la Severin. Fotbaliștii de la Steaua București, generația 2005-2006, cei care au câștigat Supercupa României, au ajuns în semifinalele Cupei UEFA și au intrat în grupele Ligii Campionilor. Au oferit un adevărat spectacol vineri pe stadionul municipal din Drobeta, Turnu Severin. Aplauze și așa cum spuneam să fie spectacol. UEFANTASTICII este numele pe care a primit-o cea mai de succes echipă de fotbal din România de după Revoluție. UEFANTASTICII au fost steliști care în sezonul 2005-2006 au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. Mirel Rădoi s-a întors acasă la Severin pentru a juca fotbal în scop caritabil. Astfel, Dică Neaga, Boștină și Petre Marin au refăcut echipa din 2006 într-un meci caritabil jucat împotriva lui Belodedici și Stoican. La meci au fost prezenți atât președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru, dar și edilul orașului Marius Creciu. Un meci de fotbal cu vedetele României la un moment dat, dar și ale Severinului, un meci caritabil. Ne bucurăm să avem aici foarte multă lume bună din fotbal, Stoican, Rădoi, Belodedici, Șoavă. Dintre ei, cei, în afară de Belodedici, toți sunt din Severin. Echipa Severinului cu UEFANTASTICII. E un spectacol pentru severineni și ne bucurăm că avem atâția oameni în tribună. Susținem, primăria susține și va susține în continuare astfel de activități. Avem turneu de fotbal pentru cei mici, cei născuți în 2012. Avem turneu de box la sală. În ceea ce privește sportul, susținem și mă bucur să susțin asemenea activități. UEFANTASTICII sunt un exemplu real pentru cei mai tineri sportivi de 10-11 ani din toată țara, care participă zilele acestea la un campionat de fotbal la Drobeta, Turnu Severin. În primul rând, Școala de Fotbal Sportchis Drobeta organizează în aceste 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, la Drobeta, Turnu Severin, un turneu la grupa 2011 copilor născuți în anul 2011 și mai mici. Și cu această ocazie, organizatorii, adică Școala de Fotbal Încuvată Sportchiți, reprezentată prin președintele Cornel Mihart, a decis să facă acest meci între o echipă a mehedințenilor, să spun așa, și a noastră antrenorului la Sportchiți, plus celelalte glorii de Liga 1, cu UEFANTASTICII Steaua București, echipă care a atins semifinale de cupă UEFA în anul 2006. O generație foarte bună. Jucătorii s-au încălzit pe imnul Champions League și au dat autografe chiar pe teren. Găman a arbitrat amicalul de la Severin. Este puțin mai greu pentru că avem o perioadă puțin mai lungă de inactivitate, dar ne bucurăm de fiecare dată când intrăm pe iarbă pentru că este mediul nostru de activitate și de fiecare dată o facem cu mare plăcere. Indiferent de zi, indiferent de vreme, noi suntem obișnuiți să ne facem treaba aici pe dreptunghiul verde. Ce părere aveți de adversar? Aveți emoții? Emoție e mult spus. Ne bucurăm de prezența acestor băieți minunați care au făcut performanță pentru România și care ne-au scos în stradă la momentul oportun, dar emoții nu putem avea. Am jucat și noi fotbal, suntem obișnuiți cu astfel de jocuri, de astfel de presiune. Bine, în momentul de față nu putem spune că este o presiune, este un joc de plăcere pentru care ne-am adunat aici să demonstrăm acestor copii minunați că fotbal este un sport pe care îl pot practica cu mare plăcere oricând și care îți poate aduce foarte multe satisfacții. UEFANTASTICII au încasat cel mai frumos gol al meciului, dar s-au răzbunat. Au marcat Ghionea, Dică și Andrei Cristea. La final, Rădoi a ieșit cu greu de pe teren. Copiii au sărit pe el și au cerut autografe. La eveniment au mai fost prezente nume ca Adrian Neaga, Gabriel Boștină, Victor Iacob sau Emilian Hulubei, președinte AFAN. N-ați văzut și dumneavoastră, cei echipa cealaltă ne-au dominat, ne-au pasat, noi eram puțin mai greoi, dar am reușit să dăm gol, ceea ce asta era în planul nostru, să dăm un gol. Și am reușit. În rest a mers, a decurs jocul foarte bine și e un lucru foarte bun, pentru că, nu vedeți, și copiii aceștia tineri, e greu să-i ții în casă și să nu faci sport cu ei, să-i scoți afară, să faci alerge și e foarte bine că începe și așa o să se obosească și ei puțin, ceea ce le trebuie să se obosească, dar
sperăm să înceapă, să revenim la normalitate și să începem și cu spectatori în tribune. Și... Nu este pentru prima dată când cei din generația 2006 a Stelei organizează astfel de acțiuni caritabile. În luna mai a anului 2016, aceștia au luat parte la evenimentul Uniți pentru Mihai Neșu, unde au susținut un meci demonstrativ cu generația 1986 a roșalbaștrilor, iar fondurile obținute au fost folosite pentru a-l ajuta pe fostul lor coleg.